Bun regăsit! Conform promisiunilor făcute în cadrul atelierului de comunicare, astăzi dăm voce primelor scrisori de dor. Nu cu scopul de a-l înteți, ci dimpotrivă, de a-l diminua. Pentru că, așa cum am văzut în cadrul atelierului, este foarte important să învățăm să ne exprimăm anumite sentimente. Și unul dintre sentimentele pe care românii și le exprimă foarte des este dorul. Dorul față de casă, față de cei dragi, față de o persoană iubită sau pur și simplu față de un loc anume. Dăm voce primei scrisori, semnate de Andreea Ioana Nechifor. Mi-e dor de casă, de tot ce-a fost, mi-e dor de tot și nu mai pot să îndur durerea, să mă prefac că e totul bine și să răspund doar cu tăcerea celor ce mă întreabă, ești bine? Am o piatră grea pe inimă, ce mă trage și mă trage în jos și stau și plâng seară de seară și îmi spun că va trece tot. Vor trece momentele de neputință prin care simt că nu voi mai fi eu. Trebuie să las tot, oameni, a mea casă, dar să accept îmi este greu, îmi va fi greu pe drum, în locul străin, fără omul bătrân, ce acasă mă așteaptă și se roagă plângând să mai vin la el, să nu-l las murind. Tu, om bun, ai plecat de la tot ce e al tău, nu mai ești alături de ei la bucurie sau la suferință și atunci îți vei da seama că e prea târziu. Vei regreta ta lipsă. De curând, mi-am pierdut bunica și nu am fost acolo cu ea atunci când sărmana avea nevoie de te iubesc, bunica mea. Respectă-ți părinții, bunicii, ce te-au făcut, ce ești acum și nu ezita să-i bucuri, te rog, nu-i părăsi acum. Apreciază tot ceea ce ai, fii fericit, dar nu uita că undeva mai ai ceva, dar mai ales pe cineva de prețuit. Mi-e dor de tine, măicuță dragă, cu mâinile de aur și iartă-mă, mămică, că te-am lăsat plângând la poartă. Plecând departe, mi-e dor de tine, tată, blând, om frumos, la chip și la suflet și te rog să mă aștepți, să te mai văd măcar o dată. Nu plecați, vă rog să mă așteptați, să ne îmbrățișăm cu drag, așa cum o făceam când eram copil. Mă rog la îngeri să vă mai țin în viață, să ne vedem măcar o dată. Mi-e dor și doare. Oana Ioana Popescu. Scrisorile ajunse la noi sunt și digitale, așa cum era de așteptat, în anul 2020. Și una dintre aceste scrisori începe astfel. Vara anului 2020 nu este ca orice vară. Este vara în care lumea s-a schimbat. Doar dorul pe care îl nutresc față de tine a rămas intact. Mi-e dor de tine, draga mea surioară. Am crescut împreună atât de frumos, am înfruntat împreună viața de oameni mari, chiar dacă în realitate eram doar niște copii. Ai fost sprijinul meu, ai fost mustrarea mea, ai fost mângâierea mea, ai fost pentru mine tot ce aveam nevoie. Crescând, viața s-a încăpățânat să ne ia puțin câte puțin din timpul petrecut împreună și astăzi suntem atât de departe. Totuși, noi nu ne-am pierdut și nu ne vom pierde niciodată. Tot ceea ce am trăit împreună a făcut, de fapt, să crească între noi dragostea, ce numai o soră o poate simți și care nu se pierde, nici din cauza timpului, nici a distanței. Când nu ne putem auzi, când nu ne putem vedea, noi simțim împreună. Sunt clipe în care mi-aș dori atât de mult să te strâng în brațe și să mă liniștești cu calmul și blândețea ta, nu-i nevoie să aștept prea mult și tu te faci auzită. Ai simțit că aveam nevoie de tine. Liniștea, atât de mult dorită, tu mi-o transmiți chiar și de la mii de kilometri distanță. Ești din nou lângă mine, cu sufletul tău atât de frumos. Sper să ajung cât mai curând acasă, să te strâng în brațe, să ne bem cafeaua împreună, să te ajut cu treburile tale interminabile și să povestim împreună.
să râdem, în timp ce mâinile noastre harnice muncesc de zor. Pe curând, surioară dragă, cu mult dor, moaca de sorta. Și după cum spuneam la început, nu trebuie să-ți fie dor neapărat de o persoană, ci și de ceva, de un obiect. Ca de exemplu, îți poate fi dor chiar și de pix. Pixul ce te ajută să scrii, o scrisoare de dor. Mi-e dor de scris. Gabriela Munteanu. Bună, dragul meu pix, și tu, această foaie albă de hârtie, îmi pare rău că am uitat de voi. Și chiar că sunt foarte mulți ani, dorul de cei dragi a fost atât de simplu să mi-l exprim, era doar un simplu telefon, o fotografie sau o vedere. Chiar este interesant să scrii, știi, după atâția ani, și să întâlnești două fete superbe și să-ți spună: vrei să fii alături de noi cu o poveste de dor? Nu mi este dor de nimic, pentru că tot ceea ce este frumos și iubesc este în inima mea. Dar tu, pixule, mi-ai lipsit. Vă mulțumesc sincer pentru că v-am întâlnit și vreau să vă spun un mic adevăr. Nu am scris nimănui o scrisoare de dor. Vă mulțumesc!